Bună, dragilor! Sunt Aurora și vă spun bine ați venit la acest supliment al uh, poveștii de vineri, la care vom discuta în continuare despre strategii de imagine. Astăzi vom citi din povestea unei coroane de oțel, tot al lui George Coșbuc. Uh, după cum spuneam în înregistrarea de vineri, cele două volume, Războiul nostru pentru neatârnare și Povestea unei coroane de oțel, fac parte dintr-un demers de imagine dedicat războiului de independență și coroanei. Dacă Războiul nostru pentru neatârnare se concentrează asupra eroismului ostașilor, um, existând, după cum ați văzut, o abundență de nume menite să personalizeze evenimentele și implicit să creeze modele pentru cititorii tineri. Dacă vă amintiți, aceste volume au fost scrise la solicitarea lui Spiru Haret, ministrul școalelor din vremea respectivă. Spuneam că dacă războiul nostru pentru neatârnare are în centrul său ostașii, Povestea unei coroane de oțel um, se concentrează asupra figurii Regelui Carol. Pentru că am tot zis, ba domnitorul Carol, ba Principele Carol, ba Regele Carol I, um, ar trebui să fac o precizare aici și să spun că Principele Carol a fost domnitor din 1866 și rege din 1881, după obținerea independenței. Deci, titulatura corectă pentru um, perioada războiului de independență este cea de domnitor. Uh, fundalul uh, suplimentului uh, dedicat uh, politicii de imagine a casei regale. Uh, și lui Coșbuc, desigur, este reprezentat de pictura lui Sava Henția, Baterie de artilerie la Calafat. Poate ați auzit această replică, asta e muzica ce îmi place. Ea aparține ea principei lui Carol, care a salutat cu aceste cuvinte prima salvă de tun trasă de Bateria Carol, um, condusă de locotenentul Ștefan Stoica și pentru că ne-am apucat să vorbim de fundal. În înregistrările anterioare, fundalul a fost ocupat de lucrări ale lui Grigorescu, Dorobanțul și atacul de la Smurdan. În acest context, aș vrea să vă spun că a existat un grup de pictori care au documentat războiul de independență și acest lucru, făcând parte tot din acest uh, demers de imagine, este vorba de Nicolae Grigorescu, de Sava Henția, de Carol Pop de Sad Marie și de George Demetrescu Mira. Uh, cele mai multe lucrări uh, care au documentat uh, războiul de independență aparțin uh, lui Nicolae Grigorescu și lui Sava Henția, Carol Pop de Sad Marie fiind pictorul oficial al curții și însoțindu-l mai mult pe, pe principala Carol, iar uh, George Demetrescu Mira, beneficiind uh, în perioada respectivă de o bursă de studii, a fost uh, mai puțin prezent pe front, ca uh, o remarcă simpatică la adresa acestor... Uh, lucrări dedicate războiului. Dacă vă amintiți, fundalul novelei Andrei Flora Curcanu a fost reprezentat de atacul de la Smurdan al lui Grigorescu. Ei bine, Grigorescu nu a fost prezent la luptele de la Smurdan. Așa că o paranteză. Uh, vă citesc uh, un fragment de pe site-ul revistei uh, Historia, uh, referitoare la prezența acestor pictori, al lui Sava de fapt, uh, pe front. Uh, pictorul Sava a fost atașat la ambulanța Marelui Cartier General pe timpul res resbelului, la recomandarea doctorului Carol Davila. Dat fiind că Henția a suferat de un handicap auditiv, surditate căpătată în vremea adolescenței, care i-ar fi îngreuiat activitatea artistică în timpul campaniei, doctorul Davila a eliberat un permis de liberă trecere care să-i faciliteze deplasarea în zonele de operații militare. Actul emis de secția sanitară a Marului Cartier General, care se afla instalat la turnul Măgurele, preciza, Domnului Hința Sava, profesor de desen și pictură al azilului Elena Doamna și școala secundară din București, este atașat la ambulanța Marului Cartier General pe tot timpul războiului. Rugăm dar pe toate autoritățile civile și militare să binevoiască a da ajutorul la care va avea trebuință pentru îndeplinirea misiunii sale ca artist. Atragem deosebită atenția tuturor persoanelor care vor fi în relațiune cu domnul Hința, că domnul suferă de o surditate aproape completă și că această infirmitate a pus oarecare greutate în relațiunile sale, însă scriind carte, orice persoană va putea corespunda cu domnul în limba română. Asemenea, vorbind încet domnului Hința, înțelege foarte bine după mișcarea buzelor am citit mai greu pentru că acest act este scris cu ortografia timpului. De ce v-am citit acest fragment? Pentru a sublinia atenția acordată prezenței acestor pictori care urmau să documenteze luptele de pe front. Dacă avem în vedere că principala Carol este întemenitorul unei noi dinastii, deci, cu el începe epoca regalității în istoria României, după abdicarea lui Cuza. Războiul de independență a reprezentat unul dintre pilonii imaginii sale ca fondator și părinte al națiunii. În uh, fragmentele pe care le vom citi din uh, povestea unei coroane de oțel. Aș vrea să urmărim imaginea de erou a lui Carol, prezent și el pe front alături de armată, dar și relația pe care el o are cu soldații, precum și simbolismul coroanei în sine um, și al decorațiilor acordate, decorații pe care uh, le-am. Văzut și în prima novelă pe care am citit-o din acest ciclu al Războiului de Independență, Andrei Flora Curcan. Acum, haideți să începem să citim. Vă citesc un fragment din partea introductivă a poveștii unei coroane de oțel. Coroana regelui Carol și a tuturor regilor pe care îi va rândui Dumnezeu de acum înainte în scaunul domniei românești este făcută din oțel de tunuri de ale turcilor din Plevna. Și au căzut în mâinile noastre, au căzut nu numai tunurile cetățenilor, au căzut însă și cetățuile lui Osman uh, și a căzut Osman viteazul însuși. Presupun că vrea să scrie tunurile cetăților, de fapt iar cu el deodată puterea pe care o aveau turcii asupra neamului românesc. Și drept martor ai vitejiei noastre stau acele două tunuri, în vederea tuturor, acolo, la picioarele voievodului celui mai îndușmănit cu turcii. Um, este vorba despre o statuie a lui Mihai Viteazul aici. Și de-a lungul vremurilor, cât va voi Dumnezeu să trăiască printre neamuri neamul românesc, în țara lui, cea de la strămoși moștenită din adincurile vremui, vremii, ne vom mândri cu coroana de oțel a țării și mărturie de apururi ne va fi desfărâmata puterea celor ce ne-au stăpânit odată cu tunurile din care e făcută. Un alt fragment în care îl vom găsi... Uh pe Carol pe, pe front. Voind de -o, o parte să vadă el însuși starea lucrurilor pretutindeni, iar de alta să fie văzut de soldații săi că stă în rând cu dânsii, unde e primejdia. Domnitorul nostru de câteva ori era să-și piardă viața. Când a cercetat bateriile de la Calafat, apropo de imaginea din fundal, înainte de începerea războiului, a scăpat ca prin de un obus turcesc, să urcase adică pe coama șanțului și cu ochianul să uita peste Dunăre ca să vadă cum stau așezate tunurile turcești. Atunci, pare că ar fi știut anume turcii și o a un obuz drept spre locul unde era domnitorul. Obuzul s-a spart în fața lui, a zvârlit schije în toate părțile și împroșcând pe generalii care erau pe lângă el. Hainele domnitorului erau stropite de pământul răscolit de obuz. La vâjitura obuzului au încrămâni și soldații și generalii știindu pe domn acolo iar domnul stăte drept și scoțând chipiul, l-a învârtit în aer arătând spre zidul vidinului și strigând, mi-a drag cântecul acesta, adică al obuzului, căci printre războaiele prin care a fost înainte de a fi domn, el a stat multe zile sub bătaia tunurilor ca ofițer și le cunoștea cântecul. Aceasta, apropo de replica pe care am citat-o... Um, înainte de a începe să citesc. Asta e muzica ce îmi place. Iată, aici o regăsim. mi a drag mie cântecul acesta. Un alt fragment. În două rânduri era cât pe aici să fie ucis de obuzele turcești dincolo de vid, pe partea unde stau o știra rusească. O dată, într-o luni, tocmai în ziua în care cu românii cetatea Rahovei, la Plăsna era o sărbătoare ostășească în ziua aceasta. Rușii sărbătoreau cucerirea Carsului, a unei puternice și înfricoșate cetăți turcești din Asia. În Valea Tuceniței s-a oștirile creștine cu împăratul și domnitorul nostru. S-a făcut slujba dumnezească și cântară muzicile militare. Toate tunurile au dat salve, iar bubuitul lor era amestecat cu nesfârșitul strigă de bucurie al soldaților. Turcii, văzând de adunate la un loc atâtea oștiri și auzind tunurile bubuind, crezură că oștile noastre au gând de lupte și se gătesc de năvală. De aceea au sărit cu toții la parapet și s-au ținut gata de bătaie. După sfârșitul sărbării, domnitorul a plecat să cerceteze niște baterii de ale rușilor. Ca să-și scurteze drumul, a mers printr-o vale strâmtă, dar dreapta pe daluri erau redutele turcești. Era mare îndrăzneală să treci pe acolo. Dar de vreo trei săptămâni, turcii din redutele de pe partea asta n-au mai tras cutunul, cu toate că rușii îi supărau într-una cu focul lor. Semn că turcii duceau lipsă de ghiulele și cruțau puținul cât le aveau. Redutele erau ca adormite, și numai pe destrimea ce se vedea câteodată în dosul lor ținea pe ruși în loc. Încrezut în la redutelor, domnitorul s-a încumătat să treacă prin fața lor. Dar, precum am spus, Turcii bănuind pe ziua de a zonă vala a rușilor, mai ales că-i adunați, au stat cu ochii în patru. Abia zăriră turcii ceata de călăreți și, fără să știe ce sunt, au început să verse foc asupra lor. Domnitorul cu ofițerii au început să alerge în galop. Focul turcese se întățea mereu că turcii la urmă cunoscură pe călăreți și văzura că între ei e și căpetenia a oștilor de la Plevna și era deci vrednic focul pe care l-a zvârleau. Ce bucurie ar fi fost pe ei să sfârșească de zile pe răzvrătitul gheaur, cum îi ziceau ei? Ce pleașcă fără preț și câtă răsplată de la sultanul, dacă ar fi ucis pe cel ce ar sta acum în coastă cu atâta bărbăție? O bombă a căzut chiar în mijlocul călăreților. Din întâmplare n a omorât pe nimeni. Rușii din baterii când văzură primește de cremeniră. Dar comandantul lor își veni repede în fire și deodată începură tunurile rusești să azvârle cu nespusă mânie foc spre la turcilor. Obuzurile zburau vâjind și șuierând peste capul domnitorului. El nu mai avea putință nici măcar să cunoască din care parte vin obuzurile. Alerga în goana calului spre bateriile rusești, iar peste el și peste călăreți era un or de fum de iarbă de pușcă de nu se vedeau unul pe altul. Când a ajuns la baterii, generalul rus îi zise, Măria ta, ai fost salutat frumos din partea turcilor, dar și noi l-am răspuns numai decât, dar rog pe măria ta să plece, să nu mai stea pe aici. Și acum am să vă citesc chiar fragmentul um, mai literar um, pe care l-am menționat uh, la povestea de vineri. Pe oștenii vrednici, domnitorul i-a avut întotdeauna în mare cinste. Îmi aduc aminte de o întâmplare care arată și cum e soldatul român, și cum e inima domnitorului. Într-o zi, sta domnitorul într-o baterie la calafat. Deodată să pornesc turcii cu obuzurile și un obuz trântit la pământ pe un tunar, umplându-l de noroi. Nu-i făcuse de altfel niciun rău. El a sărit repede în picioare și văzând că domnitorul se uită drept la el și parcă încruntat, i se păru că l mustră pentru mantaua noroiată. Domnitorul se uită însă cu spaimă și cu milă să vadă dacă l-a rănit obuzul. O să curăț numai decât zisă flăcăul și începuse să dea cu mâinile pe manta. Și cu toate că veneau plumbi și el sta în calea pieririi și nu se gândea să se ferească de ele, ci numai să-și curăță mantaua. Și era speriat și cu inima sărită, nu de obuz, ci de mustrarea domnitorului. Iar domnitorul l-a bătut pe umăr și l-a lăudat cu multe vorbe frumoase, spunându-i că trebuie să gândească mai întâi la viață, nu la manta, și la supărarea domnitorului, dar că se bucură că are astfel de oșteni. Înainte de războiul, noi aveam o singură medalie, virtutea militară. Ca neam pe jumătate robit, noi n-aveam voie să batem medalii. După ce țara s-a rostit neatârnată și s-a smuls de sub turcească, noi ca stăpâni pe capul nostru am început să ne purtăm ca stăpânii. Domnitorul a bătut o medalie, staua României, cea din a noastră ca neam liber, iar soldații care au primit această medalie au căpătat și capătă o pensie pe an. Apoi am mai bătut una, trecerea Dunării care s-a dat ca aducere aminte soldaților care au trecut în țara turcească. Medalia aceasta au cunosc toți câți au ostășit în tabără pe atunci. Iar pe vremea războiului a mai bătut o medalie a apărătorilor independenței. Cei mai tineri dintre câți citesc cartea asta să bage bine de seamă câte greutăți și câte amaruri au dus vieții noștri flăcăi în războiul și când vor vedea prin sat pe vreunul mai bătrân, de pe vremea războiului, cu medalie pe piept, să-și aducă aminte că medaliile sunt semnul unei mari vernicii și de aceea mare cinste să aibă medalia și pe omul pe care o poartă și să se uite la el ca la o icoană. Cine i-a dat-o, a știut el bine de ce i-o dă. E adevărat că medalia e numai o bucățică de aramă ori de argint, cum zic cei ce nou au. Dar și crucea e numai o bucățică de lemn, și o sărută milioane de oameni și sfântul patrafir sub care ne punem capul e numai o bucățică de pânză, nu pânza lemnulor arama au preț pentru noi. Ele sunt semne sfinte și nelegiuit e omul care nu le bagă în seamă. Domnitorul a purtat mare grijă să împarte semne de vrednicie oștenilor săi și de multe ori însuși el a prins cu acul medalia pe pieptul câte unuia. Mare laudă pentru aceștia și cu bună dreptate se pot mândri cu medalia când o pun pe haină în zi de sărbătoare. Dorobanții moldoveni, cei mai din susul țării, au fost cei din tâi care s-au apropiat de focul turcesc la Giurgiu și la Oltenița. Când au plecat spre Calafat și au făcut drumul prin București, aici s-au adunat pe câmpul cotrocenilor și când a venit domnul să-i vadă, au ieșit din rând toți flăcăii care au făcut vrednicii chemați pe nume de capitanilor. lor iar domnitorul a pus tuturor pe piept virtuta militară de argint. Nu știu cum or fi alții, dar eu mă cutremur și mă simt petrecut de fiori când văd ori lucruri de acesta și când mă gândesc cum au ieșit atunci dorobanții noștri, mândri și voinici în fața domnitorului și au multor generali și cum au stat drepți ca bradul și cum a trăsărit flăcăul când a auzit strigând Ion al Stanei, iar acel Ion era el și cum l-a măsurat cu ochii domnitorul și cum l-a lăudat în auzul la mii de oameni și cum mii de oameni au chicotit să trăiască. Când mă gândesc la toate acestea, îmi vin lacrimile și mă simt așa de vesel de parcă eu aș fi fost flăcăul acela. Frumoasă soartă au avut acești dorobanți și mare zi de bucurie a hărezit Dumnezeu. Dar și mai mare bucurie a avut tot în ziua aceea un biet un moldovean. El era scris pe listă să fie decorat. Nu putuse însă bietul să vie cu ceilalți în rând. Zăcea în spital, lovit de o schijă de obuz. După ce domnitorul a isprevit cu toți cei de pe câmpie, a zis către generali. Mai avem un flacăm în spital, el n-a putut să vie la noi. Să mergem noi la el. Și domnitorul împreună cu doamna Elisabeta, care era și ea la paradă, și cu generalii după el, au mers la spital, au intrat în odaia rănitului și apoi și doamna Elisabeta i-a prins pe pie virtuta militară de argint. Fericite zi de aducere a minte pentru acest tunar! Acestea sunt fragmentele pe care am vrut să vi le citesc din povestea unei coroane de oțel. Și înainte de a încheia, aș vrea să vă rog să observați că referirea la Regina Elisabeta este foarte sumară. Așa este pe tot parcursul cărții, doamna fiind menționată doar punctual în saloanele răniților, atunci când le trimite tutun și atunci când își așteaptă îngrijorată soțul plecat pe front. Dar pentru că regina Elisabeta, Elisabeta de Vid, este totuși o persoană importantă în istoria noastră, nu numai ca regină, ci și ca om de cultură. Sper că am să reușesc să vă citesc câteva din versurile ei într-una din dețile viitoare. Mă bucur că ați fost cu mine la acest supliment și ne revedem la povestea de vineri. Papa!